Bună, dragii mei! Astăzi am să fac predicțiile pentru ziua de marți, 15 decembrie, cu cărțile de tarot. Și am pregătit 3 pachete de cărți de tarot, fiecare pachet are energie diferită. Așadar, vă invit să vă alegeți unul dintre cele 3 pachete cu care voi rezonați. Primul va fi, pentru prima etalare, este pachetul egiptean. Pentru etalarea a doua este tarotul Visconti. Și pentru a treia variantă este tarotul lui Nefertiti, tot egiptean, energii puternice. De fapt, toate trei sunt cărți, parchete de cărți de tarot care sunt foarte, foarte vechi și au energie foarte puternice. Așadar, alegeți-vă varianta cu care voi rezonați și să vedem ce va dezvălui fiecare pachet în parte pentru ziua de marți 15, în funcție de varianta pe care voi v-ați ales-o, bineînțeles. Și am să încep cu prima variantă, cu varianta cu pachetul egiptean, tarotul egiptean, să vedem ce energii sunt. Muncă și bani se grăbește la voi. O femeie joacă un rol important pentru voi, fie cu voi ca femeie, fie o altă femeie, trebuie să vă dați dovadă de mai multă singurătate și poate să muncești pe cont propriu, să vă puneți în valoare talentele. Atenție că aveți aici un blocaj, trebuie să vă apărați un punct de vedere. Atenție la un blocaj, la un blocaj legat de o relație, de ceva, să vedem ce se întâmplă. De ce acest blocaj? Sunteți într-un pericol, parcă. Da. Poate să fie problema de sănătate, sau poate să fie vorba de comunicare. Comunicare scrisă, vorbită de la distanță. Da. Aveți o zi frumoasă, cu multe reușite, dar trebuie să țineți cont de o femeie. Aici este o femeie, regina de spade, care este o femeie mai rea, rece, autoritară. E o femeie mai agresivă. Trebuie să fiți atenți că cineva vă amenință. Aveți aici, din punct de vedere al muncii, pentru profesie, pentru carieră, pentru muncă, reușiți să redresați o situație, reușiți să închideți gura lumii, reușiți să rezolvați o problemă, poate de muncă, dacă veți avea un plan, veți avea să zicem așa, veți fi mai ambițioși, mai determinați și să vă faceți o strategie pentru a înainta. Deci, este o zi în care puteți să vă puneți în aplicare niște proiecte, dar pe care trebuie să le duceți până la capăt, să fiți mai ambițioși, mai determinați, puteți să redresați o situație, să închideți un conflict. Totuși, e bine să vă țineți sub control energiile, pentru că s-ar putea să aveți de-a face cu energii puternice, sunt energii de foc aici, o de energia leului. Poate chiar veți avea de-a face cu o persoană din zodia leu, așadar nu stârniți leu, ci mai degrabă încercați să-l îmblânziți. Aici, la relații, și aici mi-apare o perioadă mai temperată, mi-a ieșit chiar temperanța. Voi aveți deja 3 cărți interesante din arcanele majore, da? Aveți și temperanța, aveți și forța și văd că aveți și roata norocului la surpriză. Deci, veți avea ocazia să redresați o situație, veți avea noroc să depășiți niște dificultăți, să faceți pace, să vă restabiliți pacea și liniștea într-o relație, sau legat de muncă, să închideți niște conflicte, dar totuși legat de bani aici, totuși această femeie puteți fi voi, va trebui poate să fiți mai clară, mai decisă în ceea ce faceți, mai ambițioasă, mai perseverentă, dar să nu intrați în conflicte. Sau eventual fiți atenți la persoane care sunt agresive, femeie special, deci o femeie poate juca un rol important sau poate veți cheltui bani pentru a vă ocupa de sănătate. Pentru
Aici, pentru sănătate, veți avea multă energie pozitivă, că mami să aveți și forța deja. Banii joacă un rol important. Deci, vor veni poate niște bani, dar trebuie să fiți atenți că aici puteți avea niște neplăceri cu o femeie. Și de aici poate trebuie să fiți voi, să aveți o strategie, pentru că energiile sănătății se pare că se amestecă cu ceea ce faceți voi în celelalte planuri. Dar aveți roata norocului, ceea ce spune că pe neașteptate puteți avea niște câștiguri, niște beneficii, un câștig neașteptat, poate, sau o întâlnire neașteptată care vă poate aduce noroc, vă se poate face dreptate, puteți să aveți mai multă șansă, o oportunitate să găsiți un loc de muncă. Ia să vedem. Aici un bărbat, pentru că am zis că poate aveți de-a face cu un leu care trebuie să închideți gura. E un bărbat aici, poate cineva zodia Berbec. Văd aici zodia Berbec și leu, care pentru voi joacă un rol important. Poate să vă ajute autorități ale statului, instituții ale statului, care pot folosi forța pentru a calma niște lucruri. Aici depinde la caz la caz. În orice caz, încercați să nu intrați în conflicte. Un bărbat vă poate sprijini. Puteți avea o întâlnire importantă cu un bărbat dintr-o instituție a statului, poate și acest lucru. Din punct de vedere al dragostei, am spus că va ieși temperanța, deci mai multă pasiune, mai multă pace, echilibru. Poate vă veți odihni mai mult sau vă veți simți confortabil într-o anumită relație sau nu. Pur și simplu, voi sunteți, poate nu aveți chef să schimbați nimic din relația în care sunteți, așa cum este. Vă mulțumiți că s-a temperat lucrurile, că lucrurile sunt temperate, sau preferați să reflectați, să vă stați singuri. Totuși, ar trebui să vă schimbați, poate, un mod de a fi. Poate trebuie să, sau va trebui să luați o decizie, să faceți o schimbare, dar în orice caz să vă gândiți și la consecințe. Și această femeie poate să fie o femeie care are niște secrete. O femeie care, într-adevăr, are ori într-o stare proastă de sănătate, sau voi să nu fiți într-o stare proastă de sănătate din cauza unei agresivități. Aici, atenție și la ce visați, că visele vă ajută. Văd aici Scorpion, Rac, deci la voi aveți semne de foc mâine multe, aveți semne de pământ, dar și de apă și de aer, toate semnele le aveți. Aveți o zi poate mai agitată, ieșiți în lume, poate. Familie, aici poate să fie vorba legat de bani, poate persoana din familie deține niște secrete, vă poate dezvălui niște secrete, sau puteți avea conflicte cu cineva din familie. Aici la sănătate am zis că aveți niște câștiguri, mai multă energie pozitivă, vești bune pe neașteptate, poate legate de sănătate, sau vă caută cineva din trecutul vostru și asta vă creează o stare pozitivă de sănătate, da? Deci se reface sănătatea, vă refaceți, vă reprindeți, veți fi mai încărcați pozitiv și dacă vă odihniți voi mai mult și nu intrați în conflicte cu acea femeie. Am zis aici, surpriza voastră va fi roata norocului pentru dragoste, poate chiar. Deci voi aici, poate mâine, veți avea chiar o întâlnire de dragoste cu cineva pe neașteptate. Orică vă caută cineva din trecut, orică cineva, se rezolvă niște conflicte din trecut cu cineva, și acest lucru pentru voi vă încarcă pozitiv. E o șansă pentru voi de a redresa o situație, de a calma niște lucruri. Așadar, eu sper că v-au plăcut aceste predicții și să vedem și la varianta care, pentru cei care v-ați ales, varianta cu tarotul Visconti. Să vedem la voi cum va fi ziua de marți, 15 decembrie, la ce vă puteți aștepta. Wow, 10 de cupe aici, poate o împăcare, o dragoste, multă armonie. Se mărește familia, nu știu ce faceți voi aici. Aveți în orice caz un succes sentimental. Ma, poate să fie vorba fie cu o persoană, fie că pur și simplu voi vă simțiți așa într-o stare de îndrăgosteală. Aveți o pasiune puternică pentru ceva, pentru cineva, o împlinire sufletească. Da? Așa, vedem pentru ce pot veni vești. Câștiguri pe neașteptate, dar atenție că totuși aveți și niște, orică niște oboseli, un stres, orică, să vedem, niște energie așa care, parcă vă luptați totuși cu ceva nevăzut, ceva lucruri ascunse, atenție că vă simțiți stresați poate din cauza unor hărțuieli, unor
unor chestiuni legate fie de sănătate, fie de ceva care nu știți despre ce e vorba. Să vedem. Sau nu reușiți să-i dați de capăt. Vă vine o veste, în orice caz, vă vine o veste, o idee, aveți mâine vești, noutăți, și voi aveți forța, deci este o zi și bani, deci mâine voi aveți, vă puteți găsi echilibru, avea niște câștiguri, dar aveți poate și o rivalitate, niște competiții care apar pe neașteptate, niște rivalități, ostilități, piedici într-un fel sau altul, apar și niște vești, o scrisoare, un telefon, ceva, vreo idee. Puteți avea o revelație, pentru unii poate o propunere legată de servici. Vă vine o propunere, ceva deosebit sau vouă vă vine vreo idee deosebită pentru un nou servici, pentru un nou proiect. Aici poate să apară așadar vești pozitive pentru voi, scrisori, acte, înaintați într-o situație. Vă veți pune în valoare mai mult spiritul practic, profesionalismul, dar prin ceva nou. Prin o noutate. Iar la relație aici mi-a ieșit energia leului. Îmi vorbește de posibilitatea de a redresa o situație, de a avea mai multă pasiune, o întâlnire pasionată cu cineva care poate e din zodia leu. Totuși, dar încercați să vă țineți în echilibru energiile, forțele, da? Să nu nici prea înflăcărați, nici prea să dați înapoi. Aici poate trebuie să îmblânziți cumva, să vă îmblânziți cumva sau să îmblânziți pe cineva. Da, deci se poate redresa o situație. Iar din punctul de vedere al banilor, aici sunteți într-o situație în care trebuie să reflectați. Trebuie să vă mențineți într-un echilibru, deci încercați să nu cheltuiți mai mult decât aveți, da, nu faceți excese. Poate va trebui să vă renunțați la câte ceva ca să nu vă dezechilibrați bugetul. Iar la sănătate mi-a ieșit un 10 de monede, deci un succes neașteptat care poate veni legat de sănătate. Poate că vă vin niște bani, că am zis că aici vă puteți redresa, reface echilibrul financiar și atunci acest lucru vă dă o stare pozitivă și la sănătate. Iar la surpriza voastră aici aveți aceste bâte, dar aici îmi vorbește de niște conflicte, poate în sensul că aveți niște rivalități, stres oarecare din cauza unor obstacole care vi se pun în cale. V-am zis și în tere că păreați așa, că parcă vă luptați cu niște forțe nevăzute. Sunt niște rivali, poate fără motiv, dar sunt rivali, poate pentru că au o gândire așa mai copilărească, să zic așa, o minte de copii, încă nu sunt, orică sunt mai tineri, orică sunt superficiali. Vestea aceasta, deci aveți o întâlnire de destin, un succes, o noutate, un nou curs, poate faceți niște cursuri, faceți ceva deosebit, începeți o școală nouă, sau în vis vă vine o propunere de un serviciu, de ceva, o noutate, puteți să vă îndepliniți un vis legat de serviciu, de munca voastră, să aveți un succes, să fiți o stea. Da? Pentru relația aici am zis că aveți forța, energia forței, deci un succes care puteți să-l aveți legat de o relație, o împăcare, poate o revedere, o nouă, o cucerire care poate veni din profesie și avec, să aibă, pentru că văd monedele și poate are loc, are legătură și cu banii. Da? Deci puteți avea un succes legat de carieră, poate și cu cineva, o întâlnire de destin cu care să faceți și o relație, o bună, să aveți o bună comunicare, o prietenie. Iar aici la bani aveți acest echilibru, monedele, vă vine o veste și aici apare o noutate, cineva care vrea să vă sprijine, o persoană generoasă, sau veți investi în studii, tot așa, pentru că am zis că voi aici poate veți avea, ori poate aveți examene, poate aveți de dat niște examene, poate aveți niște cursuri de făcut, sau investiți în studii, în a înainta într-o situație, dar trebuie să vă mențineți într-un echilibru. Și sănătatea, am zis că este și aceasta guvernată de tot de monede, de tot de bani, de câștiguri, de energie pozitivă, spirit practic, pragmatic, dar aici mi-a ieșit pusnicul și mi-a ieșit în poziție răsturnată. Fiți atenți că sunt persoane, atenție la cei mai singuri sau voi, trebuie să vă bazați mai mult pe voi, să nu vă bazați pe alții, pentru că vă pot aduce neplăceri. Iar aici la bâtele îmi vorbesc de, am zis de o competiție, de o rivalitate, da? Deci de o niște piedici, poate, într-un fel sau altul, create de alte persoane, sunt pentru bani. Pentru persoane care vă contestă, într-un fel, poate trecutul, vă contestă realizările voastre, vor să vă diminueze din merite, ceva de genul, da? Deci, așadar, încercați să fiți prudenți.
pentru că puteți avea niște neplăceri, niște pagube în cauza acestor rivalități. Pentru că aveți și aici pusnicul acest bărbat singuratic sau e o persoană particulară, o persoană nu tocmai corectă, da? Nu tocmai ortodoxă. Să vedem și a treia variantă pentru cei care v-ați ales tarotul Nefertiti, tarotul egiptean. Să vedem la voi cum a fost ziua de marți, 15 decembrie, pentru ce vă bucurați, ce reușite veți avea, care sunt energiile zilei de marți pentru voi. Ia să vedem ce spun cărțile. Apar noutăți, da? Apar niște noutăți la voi aici, niște multă muncă, poate. O stare și de îndrăgosteală, de visare, poate vă faceți niște vise legate de muncă, de vă ocupați poate și mai mult de hobby-urile voastre, da? Sunteți într-o stare de concediu, poate, și în concediu vă odihniți și vă ocupați de hobby-urile voastre. Aveți un succes, să știți, financiar și profesional, sigur, siguranță veți avea un succes. Dar totuși fiți prudenți la relații, că aici mi-a apărut Marele Preot într-o poziție răsturnată. Deci aici poate să fie lipsă de comunicare sau e un egoism aici, e o lipsă de moralitate, poate ceva se rupe, poate rupe o relație cu un bărbat. Cineva nu vă mai sprijină sau nu vă înțelege sau trebuie să fiți prudenți aici că cineva poate vă contestă religia, nu știu, există așa o situație, dar profesional se pare că aveți un loc stabil, aveți o stabilitate, aveți, veți fi mai pragmatici, vă veți ilumina, vă vine vreo idee și acea idee vă poate aduce succes profesional. Dar fiți atenți aici la lipsa de corectitudine, de moralitate, de la egoism, la lipsa de comunicare aici, parcă divinitatea vă întoarce spatele. Fiți prudenți, încercați să fiți mai credincioși, mai morali, mai corecți, pentru că altfel apoi pot veni și consecințe, că aveți și aici la surprize aceste spade care vorbesc de niște conflicte. Banii aici vă vin noutăți, vă vin niște vești, niște propuneri, poate vreo idee care vă aduce câștiguri bani. Și la sănătate aici un tânăr apare, poate apărea o noutate, poate apărea un nou copil, poate rămâneți însărcinate sau un tânăr joacă un rol, un rege joacă un rol important aici, un bărbat va juca un rol important pentru voi, poate să fie acest bărbat de la relații, dar atenție că este o persoană a banului, se pare că aici e lipsă de comunicare și moralitate sau e o persoană mai egoistă, deci la muncă voi veți avea o reușită, un succes. Sentimente împărtășite, idei împărtășite, da, comunicare, unii pentru unii chiar poate o dragoste la locul de muncă, îndrăgostiți de cineva sau aveți o bună relație cu cineva de la locul de muncă, acum femeie, bărbat, depinde, poate să fie și o bună colege cu care voi vă înțelegeți-o, dar de ce mai multă armonie, se restabilește o armonie sau lucrați împreună cu cineva la un proiect care vă aduce beneficii. Dar relațional vă vine o veste. Dar atenție la această veste că e, deci trebuie să faceți lumină. Să faceți lumină într-o situație cu cineva care este, nu are scrupule sau e lipsă de moralitate sau poate să vă vină vestea și de o problemă care o are un bărbat mai matur. Aici la bani am zis că aveți și aici o veste care vine pentru poate pentru o petrecere, o invitație undeva, să petreceți, să vă întâlniți cu niște prieteni, să sărbătoriți ceva. Da, deci să vă veți bucura de veștile care le primiți legate de bani. Iar aici la sănătate am zis un tânăr aici, care joacă, un rege care joacă un rol important și mi-a ieșit în poziție răsturnată, atenție să nu vă despărțiți. Da? Deci pentru că am zis că aici s-a făcut o clarificare cu un bărbat. Deci atenție să nu vă despărțiți de cineva. Aici poate din cauza unei trădări, înșelătorii, da? O persoană care nu vă împărtășește opiniile, nu comunică cu voi cum trebuie, se poate rupe o comunicare cu cineva. Da, există așa o situație, poate cineva care vă înșală, vă minte. Iar aici, aceste spade, îmi vorbesc de un conflict. Atenție la justiție, că puteți ajunge în justiție, avea probleme cu justiția. Deci aici trebuie să fiți corecți, deci încercați să faceți lucrurile corect, să faceți o clarificare, că e posibil să aveți de-a face cu persoane care nu sunt cinste, nu sunt corecte, persoane materialiste și puteți descoperi această înșelătorie, această trădare,
face o clarificare și justiția care să vină să pună ordine. Dar în orice caz încercați să faceți lucrurile corect pentru că altfel vine justiția și vă pedepsește pe voi. Da, deci pentru că pare că rest pentru muncă și bani, voi aici aveți niște un succes, o reușită, dar la acasă sau într-o anumită relație cu o anumită persoană, un bărbat în mod special, aici poate să fie o despărțire. Orică aflați în familie de cineva care se desparte, vine o veste, pentru că am zis că vine aici o veste, se face o clarificare, orică chiar voi sunteți acea persoană care veți ajunge, aveți, spre exemplu, la servici pe cineva și acasă pe cineva și veți ajunge să vă și despărțiți. Posibilitatea acest lucru. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, pentru ziua de marți 15 decembrie. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că ziua de marți pentru voi va fi excelentă din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rod, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să aveți iubiți. La revedere!